Салут, приятен, Михай Степанов, конф, видео информатив despre site-ul Income Builder. Dacă pronunț corect, deci nu e important pronunțarea, e important informația care o vreau să vă transmit. Pe ce site se poate de câștigat după lansare din pachete de publicitate și a doua direcție din matrice. Deci acum este posibil de primit un loc gratis în matrice de nivelul 1. Deci pentru asta trebuie de făcut înregistrare după linkul care va fi sub acest video. Înregistrarea este foarte simplă, apăsați pe registru, unde introduceți datele, după ce intrați cu login în interior și trebuie să apăsați pe butonul al patrulea Purchase Ad Pack, de cumpărat pachete. Acolo este până la finalul promoției, nu știu câte locuri încă mai sunt, gratis, sunt locuri care se dau. Deci apăsați unde vor fi în balanță 10 cenți. Eu deja am folosit acei 10 cenți, deci uitați, la voi o să fie așa ceva, o să fie 10 cenți în balanță, în Available Cash Balance. Trebuie să apăsați pe click to upgrade, adică trebuie să faci upgradare. După aceea se deschide următoarea pagină unde va fi inscripția aceasta, unde este așa ceva ca click here, trebuie să apăsați pe unde dați cursorul și când apare funcția de a apăsa, apăsați pe inscripția aceasta. Deci este un buton pe care pasul următor apare oferta, unde se spune că primiți un loc în matrice de nivelul 1 care costă 10 cenți și apăsați. Deci, după start aici vor fi pachete, cum văd eu, de la 2 dolari, care vă permite de primit un pachet de publicitate care vă aduce 4% pe zi, timp de o lună, deci un dolar, în final trebuie să vă vină un dolar 20 și 10 locuri în matrice de un dolar, că costă 10 cenți poziția, la 10 se primește un dolar. Deci de depus aici cine va dori bani, se poate de la 2 dolari. Cu depozit fond se depune, cum am spus, minimum de la 2 dolari și alegeți Bitcoin or Solid Trust Pay. Deci cel mai simplu Bitcoin. Prin Coin Payments este un site, acolo depuneți bani. Deci de pildă vreau să pun, știu, 10 dolari. Apăs pe Amount Deposit și mă arunc, vedeți, la Coin Payments. Deci îmi spune că trebuie să am în cont 10 dolari și 20 de cenți. 20 de cenți este taxa care o e Coin Payments. Mai departe, apăs pe Pay. Într-un Coin Payments trebuie să aveți cont în Coin Payments și trebuie să aveți bani acolo în Bitcoin. Valoarea aceasta, vedeți, 143.000 de satoshi. Cum o fac 10 dolari de pe ele? Dacă doriți altă sumă, altă sumă, deci minimum 2 dolari.
timerul indică câte au rămas, deci vom putea face acest lucru după ce se deschide oficial peste 5 zile. Acum e 21, deci undeva pe data de 26-27 decembrie, nu mai degrabă. Aici se poate la fel de făcut publicități. Vom vedea ce sarcină va fi de văzut încă, dacă va fi cu reclamă, dacă se poate. Că ce sunt... bonusuri, șare, detalii, matrice. Fiecare matrice are numărul ei. Când va fi completată, va scrie yes, până când nu, când nu s-a început nimic, când nu merge. Deci un site destul de simplu, nu e așa de complicat, deci $2-3 se poate încerca. Cam atât ce am vrut spun. Numai bine.